Bună ziua, mă numesc Olesa. Astăzi vom rezolva sistemul de ecuații cu două necunoscute prin metoda substituției. Deci, după cum vă ziceam, vom rezolva acest sistem de ecuații prin metoda substituției. Ce ar însemna substituția? Asta ar fi o înlocuire. Deci, exprim sau substitui o necunoscută prin alta și în acest caz observ că cel mai convenabil ar fi de substituit y prin x, deoarece aici cumva coeficientul lui y este 1 și nu ne-ar încurca la o eventuală împărțire ca să obținem fracții. Deci y va fi egal cu 12 minus 2x. Mai apoi, în a doua ecuație, vom substitui acest y, deci 7x minus 2 de înmulțit cu 12 minus 2x este egal cu 31, echivalent sistem. Prima ecuație o transcriem, 12 minus 2x, iar în a doua ecuație avem de deschis paranteze. Deci 7x minus 2 de mulțit cu 12 este 24, minus 2 de mulțit cu minus 2x plus 4x este egal cu 31, echivalent sistem, y va fi egal cu 12 minus 2x, la fel transcriem, iar în a doua ecuație observăm că avem termeni asemenea 7x plus 4x, care face 11x, deoarece 7 plus 4 este 11, iar x este ca factor comun, care va fi egal cu 31 plus 24, echivalent sistem, y va fi egal cu 12 minus 2x, iar 11x va fi egal cu 55, suma numerelor 31 plus 24, echivalent sistem. Din nou vom transcrie prima ecuație, din a doua x va fi egal cu 5, 55 se împarte la 11 deoarece 11x, asta ar însemna 11 de mulțit cu x, echivalent. Deci dacă am obținut deja x egal cu 5, urmează să aflăm cu ce va fi egal y, y va fi egal cu 12 minus 2 de mulțit cu 5, x evident este 5. Echivalent sistem, y va fi egal cu 2 de mulțit cu 5, asta e 10, deci 12 minus 10, x va fi egal cu 5, echivalent sistem, deci semnul sistemului, y este egal cu 2, iar x este egal cu 5. Acum urmează să scriem soluția acestui sistem, încă de la ecuații soluția se notează cu S mare, semnul egal, deschidem acolada și în soluția acestui sistem este necesar să scriem perechea de numere x, y. Deci vom deschide paranteza rotundă, vom scrie 5, 1 și virgulă, 2, închidem paranteza rotundă și închidem acolada. Deci iată, în așa mod se rezolvă un sistem de două ecuații cu două necunoscute prin metoda substituției, prima metodă studiată în clasa 8-a. Sper că acest exercițiu să vă fie util, vă doresc succese la ore!